Veamen m-a invitat 4 zile la Madrid. Haideți cu mine. Dar nu mă duc singur, am un coleg de drum. Ce smaru e cu noi? Așa începe vlogul de azi. Bă, n-ai mai apărut în vlog așa, dar gen așa consistent. Dar la nunta ta. Dar consistent. Consistent de mult. Aia vreau să zic. Doamne și domnule, stimați vlog spectatori, haideți cu noi să haidem. Știți, Mario, pentru că nu mai de obicei eu filmez pe Ionesca atunci când mai în călătorie. Acum te filmez pe tine, în slow motion. Hai, stil și găiație. Hotel și după un păhărel de o băutură albastră destul de bună, ne-am cazat. Hai să vă arăt cum arată locul. Baia, mamă câta baia, Buda și dușul. Produse Nivea, să se știe. Nivea și aici, uite, cremă. Ce frumos. Ce smart. Prepare for anything, foarte frumos. Și asta e camera. Arată destul de bine. Hai să-i ducem la cizmarul Cartolina. Cred că ai ceva ce mă aparține. Ce? Cartolina mea. Asta e cartolina ta. Păi pe televizor era bine. Uite, Mariciu. Enjoy. Perfect. Cum e mai bine? Deci asta este oficial prima activitate. Mergem la un restaurant împreună cu oamenii de la Nivea. Sunt mai mulți creatori din conținut din mai multe țări, din Ungaria, Austria, cineva înțeles din Emiratele Arabe Unite, din, nu? Da, din Muntenia, din Moldova. Eu am o pasiune să filmez întotdeauna cameramanii care mă filmează pe mine. Alo! Prima zi de Madrid se cam încheie aici. Mergem la hotel, dăm stingerea pentru că mâine, fraților, începe nebunia. Adică, în câteva secunde începe nebunia. Pentru voi, pentru mine, în câteva ore. Să înceapă ziua, a doua. Neața, haideți cu noi. Canalul 2. Am ajuns la centru de training al celor de la Real Madrid. Bă, nene. Ia ce, domnul Cizmar, aveți ceva de comentat? Da, domnule, deci e practic ca la noi. Dacă s-ar uni Concordia Chiajna cu voluntari și cu FC Piatra Abrazivă de la Mizil, practic îi depășim. 1000-2000 de ani, ne trebuie și sistemul acolo. Omul are dreptate. Aute, bă, băieți. Aute. Aute pe oameni. A se nota că băieții ăștia au câștigat ultimii 3 ani de Champions League, adică 3 ani la rând. Mi-a spus Andrei acum că e prima dată în istorie când se întâmplă chestia asta. Ia uite pe băieți. Au venit la tarea, bă, ia uite. Mi-au zis că eu am filmat pe Șestache niște cadre, dar nu pot să le pun în vlog. Pentru că mi-au zis că nu e ok, păcat. Dar ce vreau să zic e că aici e hotelul lor, aici stau ei. Și camerele sunt exagerate practice, adică nu sunt mari, nu te lăfăi în spațiu, sunt micuțe. Mi se pare tare că la intrare nu există cartele, te intri cu amprenta. E un device acolo, pui degetul și se deschide ușa sau nu.
sunt uimit că ei nu au foarte mult spațiu în camere. Sunt niște camere practice, mă așteptam să fie lăfăială. Totul e un loc uman, așa, știți? Astea sunt mașinile lor, ei au contract cu Audi și au voie să parcheze mașina aici doar dacă vin cu Audi. Dacă vin cu alte mașini, le parchează în spate. Da, ce tare, frate. Cum ți-a părut, domnul, acolo, înăuntru, la ei, în zona private? Bă, sărăcie, ca o Xbox, n-au PlayStation. Ce avem noi aici? În mingea asta a dat și Sergio Ramos. Aici alergă băieții pe bandă. Ia să vedem ce urmează să se întâmple. Aaa, ce tare! Ionescu, nu cred. Urmează un antrenament și un fotbal cinstit. Hai că a fost simpatică toată treaba. Băieții joacă la penaltiuri acum. Eu m-am cam accidentat puțin. Fost foarte mișto. Foarte mișto experiență. Mă sună Ionescu. Ce tare, o să mâncăm chiar aici la cafeteria celor de la Real Madrid. Ce tare. Ia ce zonă, ce mare. A fost frumos aici? Da. Am venit acum în cameră, șef, să te înțelegi. Prepared. Mariciu. Ce tare. Ziua 3. Mergem la... Unde mergem? Să ne fardeze, să ne tundă, să ne ale. Sunt tunzi și barber. Mergem. Prăjitorile astea sunt Dumnezeu. Tipul din stânga mea e din echipa de organizare de aici, de evenimentul, și mi-a zis să stop aici că urmează o surpriză pe care nu vreau să o ratez. Ok. Băiatul ăsta de pe fundal e Alvaro Arbeola. Este fost jucător al Realului, fundaș. A câștigat Champions League cu Real Madrid și Cupa Mondială cu Naționala Spaniei. Destul de impresionant. Sincer, habar n-am. Vă zic sincer, aia. Nu aveam idee cine e când a venit. După aia a zis că este brand ambasador al Real Madridului în momentul de față. L-am căutat pe Google, am aflat cine e și m-am uitat la palmaresul lui. Bine, boss! Și că mai vine încă o legendă a Real Madridului să ne cunoască. Haideți să vedem. Roberto Carlos, mă, șeful la loviturile libere, mă. Să-l fă, boss. Îi execută pe omul aici și l-a pus, bolea, uite-l. Acesta a fost evenimentul de pregătire dinaintea meciului, doamna și domnul. Asta mergem să vedem Real Madrid-Valencia. Camera va rămâne acasă pentru că n-avem voie să intrăm cu ea pe stadion, dar o să filmez cu telefonul. Doamna și domnul, stimați răsătători, haideți să vedem. Am luat GoPro. Nu ne lasă pe stadion camerele alea mari. Haideți, spune. Mergem la meci. Și îți mai ține cu Valencia, dar să nu spuneți la nimic. Am zis la stadion. Am zis mai devreme, se pare că o să ne facă un tur pe aici. Hai vedem care e combinație. Așa arată treaba, băieți și fete. Asta e intrarea prezidențială. Aici intră doar boșii. Ceau! Uite stadionul, boss. Mamă, dar instant ai intrat.
Ia uite-l mă cum arată, ești nebun. De ce ție, domnul Cizmaru, ce strategie veți adopta astăzi? Să nu lucrăm niciodată cu românii. A, de ce de aici e vestiarul? Da, și acolo e gazon. Băi, ești nebun? Ia mă, uite aici e vestiarul la băieți. Uite, cafeluțe, mâncăruță, nu niciun bargaraș. Ia uite, băi, ești nebun? Te-au pierdut Senivea, e? Fin. That they are going to use with their boots and everything. Aici, nu, sunt elegant. Dar relax așa după meci. Au te produsele la locul lor, bam. Pișoarul. În caz că nu te-ai bați. Aici fac băieții duși, sausage festul, aici se prestează, evident, produse Nivea la mama lor acolo. Așa, aici e... Și băieții după ce ies din vestiar, bam, așa se duc spre teren. Uite, mai întâi coboară și după aia urcă. Bam. Și asta văd băieți, când ajung pe stadion. Banca de rezerve, ia uitați. Ce tare, frate. Știți ce face tipul ăsta? Verifică scaunele să vadă dacă s-au încălzit. Scaunele au încălzire, frate. Mă, voi știți cât de confortabil e scaunul ăsta? Aș dormi aici. Ia uite. Am venit doar la sala VIP de Emirates. Andale, una cerveza. Ia uite-i pe băieți. Doamne și domnule, prima mea Cuba Libre băută pe San Diego Bernabeu. Deci a semnătat că oamenii și-au făcut treaba, au adus și bargaria și gracias. Cum e bă, Andrei? Vreau să vedeți în ascultare. Deasupra mea, chestiile astea sunt încălzitoare de alea ca la terasă, frate. Îmi venea căldură la cap și nu-mi dai seama de unde. Se pare că asta a fost aventura Madrid. Acum, băgăjelele făcute, acasă la Ionescu și la Sășica. Sper că v-a plăcut nebunia asta și chiar sunt curios să văd în comentarii cât de mult v-a plăcut vlogul de astăzi. Mulțumesc Nivea Men pentru experiență. Acesta a fost vlogul de azi. Ne vedem peste două zile. Pa!